Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la punctul pe azi. Zi neagră în calendarul istoric al neamului românesc. Acum 77 de ani, pe 28 iunie 1940, prin forța armelor, Uniunea Sovietică ne-a luat libertatea și ne-a distrus unitatea de neam și de țară, ocupând Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. Consecințele acelor evenimente tragice pentru istoria noastră le simțim, din păcate, și astăzi. Facem o incursiune în trecutul zbucemat al României, împreună cu istoricii Ion Șișcanu și Octavian Țecu. Domnilor, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Spuneam, ceea ce s-a întâmplat la 28 iunie 1940, acel eveniment tragic, reprezintă consecințe pe care le resimțim, din păcate, și astăzi, în special noi, cei dintre Prut și Nistru, mă refer și la românii din Bucovina de Nord și din acel ținut Herța. Inițial vreau să vă întreb care au fost acțiunile premergătoare acelui rapt teritorial și care a fost contextul internațional în care s-a produs această tragedie pentru istoria neamului românesc. Domnule Șișcanu. Acțiunea militară sau intervenția trupelor sovietice din 28 iunie 1940 s-a desfășurat în contextul aplicării pactului Molotov-Ribbentrop, semnat între Germania nazistă și Uniunea Sovietică, încă la 23 august 1939. Se știe că protocolul adițional secret la acest pact prevedea modificări esențiale teritoriale în Europa de Est, în special împărțirea zonelor de influență în zonele sau în partea sovietică sau în sfera de influență a Uniunii Sovietice trebuia să intre Finlanda, două dintre cele trei țări baltice, o bună parte sau chiar jumătate din teritoriul Poloniei și Basarabia. Imediat sau la o săptămână după semnarea acestui pact de neagresiune și a protocolului acțional secret sau pactul Molotov-Ribbentrop, cum bine se știe, Germania hitleristă a atacat Polonia. S-a început cel de-al doilea război mondial pentru că Marea Britanie și Franța au declarat război Germaniei. Polonia până la urmă a fost ocupată de Germania și de trupele sovietice, pentru că la 19 septembrie au intervenit și trupele sovietice. Polonia a fost împărțită a patra oară. Deci acesta a fost... Eu îmi cer scuze, și există o poză memorabilă, istorică, unde, nu țin minte exact orașul, unde se întâlnesc armatele germane. La Brest-Litovsk, da, o paradă de triumf a trupelor germane și sovietică. A trupelor sovietice, da, stau acolo ofițeri general chiar ai armate sovietice și ai germane hitleriste. Da, deci acesta a fost primul act în această salbă de acțiuni, de intervenții, de ocupații a trupelor sovietice. Apoi a urmat Finlanda în 30 noiembrie 1939 până în 14 martie 1940. Se știe că Finlanda, spre deosebire de Polonia și de alte state, au pus o rezistență absolut înfiorătoare pentru armata sovietică, dar până la urmă a trebuit să încheie pacea la 14 martie. A pierdut și Finlanda o parte din teritoriu cu orașul Vyborg acolo pe istmul Carelei. Da, apoi Uniunea Sovietică a impus tratate de ajutor reciproc țărilor baltice. Acolo au intrat trupe militare considerabile care până la urmă au asigurat intrarea unui alt contingent în 40, în vara 1940. Și după aceasta, după ce s-a terminat campania sau războiul de iarnă cu Finlanda, trupele sovietice, Uniunea Sovietică, de fapt, s-a pregătit de război împotriva României. În acest sens, Uniunea Sovietică acționa vis-a-vis de România în trei direcții. În primul rând, România era intimidată pe cale diplomatică și politică. În al doilea rând, Uniunea Sovietică pregătea un război, o operațiune militară de anvergură. Și în al treilea rând, Uniunea Sovietică perfecta
tranzacție sau negocierile sale cu germanii hitleriste, având în vedere că va cere puțin mai târziu nu numai Basarabia, dar și parte din nord, toată Bucovina, de fapt, dar până la urmă și parte din nord a Bucovinei. Eu aș vrea să-l citez pe ilustrul diplomat român al acelor timpuri, Grigore Gafencu. Spunea domnia sa că am fost singuri, fiindcă cei care ar fi putut să ne sprijine nu aveau interesul să o facă, iar cei care ne-au sprijinit întotdeauna nu mai erau în viață. România la acea vreme avea garanți occidentali. Domnule Țicu, de ce nu puteau interveni, nu puteau oferi un număr de sprijin pentru România în acea perioadă de cumpănă pentru noi? Nu e chiar atât de simplu și nu este chiar sigur. Anul 1940 a generat o mare sechelă de mentalitate și de victimizare a românilor legat de acest an, dar așa cum spunea și domn profesor, aș mai adăuga aici că în general, frontierele României în perioada interbelică au fost garantate și au avut siguranță atâta timp cât a funcționat sistemul de la Versailles. Pentru că sistemul de la Versailles, în care Franța juca rolul principal în menținerea integrității teritoriale a Poloniei și a României, a fost cheia de boltă a constructului extern al României după Primul Război Mondial. El a fost în asemenea măsură făcut imperfect, încât a generat și psihoza Germaniei și revizionismul Ungariei și a Italiei și dorința Uniunii Sovietice de a demonta această construcție a cordonului sanitar prin care intra România, Polonia, țările baltice și așa mai departe. Prin urmare, dacă privim în ansamblu, propriu zis, unica garanție de facto militar a României împotriva Uniunii Sovietice era acordul cu Polonia din 1921, care s-a reînnoit la fiecare 5 ani. Paradoxal, România nu și-a menținut angajamentul față de acest acord, pentru conform prevederilor tratatului, în 1939, la 1 septembrie, România ar fi trebuit să intre de partea Poloniei în război împotriva Germaniei și a Uniunii Sovietice. Asta au fost condițiile acelui acord militar. România nu l-a respectat și România a făcut, în schimb, primirea guvernului polonez și a refugiaților polonezi care au venit pe teritoriul României, dar trebuie să înțelegem, pe de altă parte, că în condițiile anului iunie 1940, Franța nu mai era. Campania lui Hitler în Occident a fost una de succes, Blitzkriegul s-a dovedit a fi o tactică militară foarte eficientă. Într-o perioadă foarte scurtă a căzut Franța, a căzut Belgia, au căzut țările de jos. Practic nu mai avem nicio rezistență în fața mașinii de război sovietice. Și aș mai vrea să punctez o chestiune importantă. Eu îmi cer scuze, dar mai era și acel acord între România și Uniunea Sovietică, încheiat între Litvinov și Titulescu. Nu a fost. Nu a fost un proiect. Bine, așa, o înțelegere. N-a fost semnat niciodată. No. Nici chiar reluarea relațiilor diplomatice între România și Uniunea Sovietică în 34 n-a fost însoțită de o recunoaștere explicită a frontierei Nistrului ca una între Uniunea Sovietică și România. Iar acordul de la Montreux între Titulescu și Litvinov nu a fost parafat, pentru că Titulescu a fost debarcat din funcția de ministru de externe, pentru că așa cum se credea la București, el face jocul Uniunii Sovietice. Și apoi și Litvinov a fost dat afară. Exact. Germania a avut o presiune tot mai crescândă asupra României în ajunul celor de-al doilea război mondial. Prin urmare, această presiune care s-a creat, și trebuie să mai cunoască cei care ne ascultă un lucru important, acești doi giganți pe continentul european, Germania nazistă și Uniunea Sovietică, și-a făcut fiecare jocul lui în această aritmetică a semnării actului de neagresiune. Pentru că în știința modernă rusă există două păreri. Una în care se spune că de fapt Suvorov inițiază ideea că acest război era pregătit de Stalin pentru ofensivă în Europa Occidentală. Pe de altă parte, tendința actuală de justificare a actului este că Uniunea Sovietică avea nevoie de un răgaz pentru a crea o zonă alternativă de rezistență. Și linia Molotov, care a fost creată prin anexarea țărilor baltice, Poloniei de Est și a României, a Basarabia, a constituit acea marjă de
de timp care i-a permis lui Stalin să supraviețuiască în condițiile invaziei care s-a întâmplat la 22 iunie 1941. Dincolo de caracterul diabolic al acelui ultimatum sovietic, domnule Șcanu, aș vrea să vă referiți puțin și la acele falsuri care au fost proliferate în textul acelei note ultimative. Sovieticii făceau referință la faptul că în acest spațiu între Prut și Nistru populația majoritară era de origine ucraineană, mai făceau referință și la o pretinsă unitate seculară a Basarabiei în componența Ucrainei. Da. Deci au fost două note ultimative. Prima notă, cea din 26, prin care se argumenta, într-un fel, pretențiile Uniunii Sovietice, cele două pretenții mari de retrocedarea Basarabiei și de cedare a Nordului Bucovinei în calitate de compensare, de care compensă pentru așa zisă exploatarea Basarabiei de către România timp de 22 de ani. Și în această argumentare au fost înșerate, așa înșeruite, mai multe falsuri. Ei, prima era că în 1918 România, intrând în Basarabia la invitația Sfatului Țării, ar fi ocupat Basarabia și în felul acesta a rupt Basarabia de la Ucraina. În al doilea, sau de la Rusia Sovietică. De fapt, era Rusia. Bine, în nota ultimativă era vorba de Uniunea Sovietică, dar pe Uniunea atunci Sovietică, nu exista nici Rusia, nici Uniunea Sovietică. Și al doilea argument ar fi fost că Basarabia era populată în principal de ucraineni. Nici o statistică, nici de până atunci și nici cea din 30 și mai târziu nu confirmă faptul că Basarabia ar fi fost vreodată populată în principal de ucraineni. Nici măcar toate minoritățile naționale nu alcătuiau mai mult de... erau români. 56%, da, da. 56% erau români, da. Dar eu cred că aici am eu așa o părere că cei care au întocmit textul notei ultimative s-au gândit și la faptul că această cifră sau această afirmație că Basarabia ar fi fost populată de ucraineni era într-un fel influențată de hotărârea din 1924 privind includerea Basarabiei în cadrul Republicii Autonome Moldovenești, care era în componența Ucrainei Sovietice și care urma să se extinde până la Prut. Și Basarabia, dar era declarată de politică, așa, ca parte componentă a Republicii Autonome, care era pe teritoriul Ucrainei. Să știm, și Ucraina Sovietică va avea pretenția asupra Basarabiei și va lua și sudul și nordul Basarabiei. Având în vedere și că și Nikita Sergeevici Hrușciov era în 1940 la Kremlin acolo, el fiind până atunci prim secretar al Comitetului Central al Ucrainei Sovietice, sigur că a influențat și el într-un fel și argumentele au mers, nu le-au mai verificat și apoi nici nu trebuiau verificate pentru că principalul argument va fi forța. Forța va fi. Apoi și referitor la Bucovina s-a spus că în principal este populată tot de ucraineni, dar până la urmă și-au dat ei seama și a intervenit principal argument. Să fie transmisă Ucraina în calitate de recompensă pentru exploatarea, așa ziceau ei în notă, a Basarabiei de către România timp de 22 de ani. Falsurile au fost deja analizate și dezbătute mai multe publicații de ale noastre, nu au niciun rost acum din punct de vedere științific, dar se mai speculează. Au un rost foarte mare, deoarece, din păcate, o spun foarte mulți cetățeni din Republica Moldova în special, nu prea cunosc adevărul, nu cunosc exact ceea ce s-a produs cu adevărat în acea perioadă. Domnule Țăcu, dar vreau să vă întreb dacă putea atunci, la acea vreme, România să păstreze acele teritorii istorice, pentru că astăzi, la această distanță de ani, mai sunt unii care acuză într-un fel conducerea de atunci de lașitate. Bine, noi nu putem judeca din perspectiva noastră lucrurile care s-au întâmplat atunci, pentru că... Reieșind și din contextul internațional, dar și regional. Noi trebuie să înțelegem că la acel moment România era condusă de o elită politică care avea interesul țării mai presus de orice alt interes. Atunci era o clasă politică diferită de cea care este actualmente.
și întregul, întreaga mentalitate a clasei politice românești de la 1859, dar poate și mai înainte, s-a făcut în sensul realizării României Mari, care trebuia păstrată cu orice preț. Decizia care au luat-o acești oameni în 1940 a fost în iunie 1940, mai ales al doilea Consiliu de Coroană, pentru că acolo s-a luat decizia. La primul ultimatum, Consiliul de Coroană a propus negocieri. Și atunci a venit al doilea ultimatum sovietic din 27, care a spus clar, băieți, este nevoie să eliberați Basarabia, altfel va fi o iminentă, pentru că sper să avem timp să discutăm întreaga această operațiune militară exact, din spatele acestei presiuni, pentru că normal la București se cunoșteau de mișcările de forțe absolut impresionante sub conducerea lui Jucov, care se făcea la frontieră, alături de ceea ce spunea domnul profesor, intimidarea diplomatică și pregătirea propagandistică a acestei intervenții, care a fost și în alte părți, și în Finlanda, și în țările baltice, și în Polonia. Dar gândiți-vă la faptul că o enormitate cu un potențial militar care ajungea la 650.000 de soldați concentrați în această zonă. 40 de divizii. Și toată această nesiguranță care exista la clasa politică românească față de posesia Basarabiei. Permanent în perioada interbelică s-a fost un punct vulnerabil. Permanent Uniunea Sovietică a contestat aceste frontiere. Și lucrul ăsta a contat în luarea deciziei, pentru că nu contează atât momentul luării decizii. El este deja unul la faptul împlinit. Problema, eu cred, constă în aceea că potențialul militar al României în perioada guvernării lui Carol din 30 până în 1940 nu a fost dezvoltat într-o măsură în care să permită crearea unei armate moderne, bine dotate și pregătite pentru o rezistență. Așa pentru cum... că era și pericolul din vest, da, era și pericolul în sud-est cu acel cadrilaterul Bulgaria de pretenții. Deci în afară de faptul că România era izolată pe plan internațional, nu avea sprijin, am spus deja, nici din partea Poloniei, nici din partea micii înțelegeri, Cehoslovacia nu mai era, nici din partea înțelegerii balcanice. Așa, pe de altă parte, când s-a primit ultimatumul, la sugestia lui Carol, diplomații români s-au adresat atât Poloniei cât și Germaniei cu întrebarea ce ar face aceste țări, care ar fi sugestia lor. Și Germania și Italia au sfătuit România, de fapt, să cedeze, să nu declanșeze un război în această zonă a Europei. În România nu se știa, bineînțeles, despre protocolul național secret în Germania și Uniunea Sovietică. Apoi exista pericolul unui triplu atac, atât din partea Uniunii Sovietice, cât și din partea Ungariei, care avea pretenții teritoriale, dar și a Bulgariei din cealaltă parte. Bineînțeles că armata română nu putea rezista. Nu putea rezista nici măcar în fața trupelor sovietice, care erau concentrate, masiv concentrate de-a lungul râului Nistru. Dar un atac concomitent din cele trei părți ar fi adus, așa au calculat, au înțeles militarii, strategii români, ar fi adus la lichidarea statului român, de vreme ce nu mai era Cehoslovacia, nu mai era Polonia, deci exista niște exemple în sensul acesta. De aceea s-a, la cea de-a doua ședință, așa cum spunea și domnul Țicu, a Consiliului de Coroană, s-a decis prin majoritate de vot, dar eu vreau să fac aici o observație, că până la urmă, Consiliul de Coroană avea un rol consultativ. Conform Constituției din 1938, regele României, Carol al II-lea, era și șeful statului, dar și șeful armatei. Și el putea să ține cont de decizia sau de concluzia Consiliului de Coroană, dar putea să ia comanda asupra sa și să, eu știu, să emită ordinul către armată să opună rezistență. Bine, mai târziu el dădea vina într-un fel pe scria în jurnalul său că era o greșeală să cedeze. A ieșit foarte terifiant de acolo, a ieșit, da, dar până la urmă el este responsabil de toată chestia asta. Bine, atunci pe 27 iunie URSS-ul a oferit cea de-a doua, a înaintat cea de-a doua notă ultimativă și a oferit termen 4 zile, dacă nu greșesc, României să evacueze din Basarabia atât administrația românească cât și armata. Bine, până la urmă
Moscova a încălcat termenul fixat chiar de ea în acea notă ultimativă și în termen de o zi a introdus armata sa în această regiune dintre Prut și Nistru. Vreau să vă întreb cum a decurs toată această operațiune și ce s-a întâmplat cu cei care nu au reușit să se refugieze în partea dreaptă a Prutului. Aici sunt două componente. Prima este ședința din 13 iunie 1940 de la Kremlin, la care Stalin a fost asistat de toți înalți comandanți militari sovietici, printre care era și Timoshenko, care este din Basarabia, este născut, dar și Zhukov, Shaposhnikov și Molotov, în care s-a elaborat această strategie de acțiune în cazul României. Și s-a pornit de la două premize. Prima este premiza rezistenței, în care România ar fi încercat să reziste militar și atunci era prevăzut ca frontul de sud, pe care era sub conducerea lui Zhukov, să invadeze România cu acel potențial militar enorm, eu cred, pentru acele timpuri, 32 de divizii de infanterie, 9 de cavalerie, 9.000 de tancuri, 2.400 de tancuri, 9.000 de tunuri, deci 950.000 de soldați, care trebuiau să acționeze în două direcții, spre Chișinău armata 13-a și spre Iași armata 9-a sovietică. Și acțiunea spre Iași ne duce la ideea că, de fapt, Uniunea Sovietică urmărea în totalitate dezmembrarea României ca stat. Nu știu în ce măsură lucrul ăsta era plauzibil, dar luând în considerare de bandada care s-ar fi creat, lucrurile puteau lua orice întorsătură. Și a doua era tocmai această cedare, în cazul în care România se va conforma, și atunci era prevăzut explicit preluarea anumitor puncte de trecere la Prut, pentru ca să se urmeze organizat retragerea, adică dezorganizarea retragerii, ocuparea punctelor strategice a orașelor cheie și a îngreuna cât mai mult retragerea administrației românești, pentru că la ea se referea în primul rând. Într-adevăr, rapiditatea cu care s-au desfășurat operațiunile, în special desantarea trupelor aeroportate în locațiile de trecere la Prut, cooptarea în mare parte a unor elemente locale din interiorul Basarabiei, inclusiv a minorităților ruși, evrei, ucraineni, care au colaborat la îngreunarea procesului de retragere, a generat unul din cele mai importante mituri, aș spune, în mentalul clasei politice românești, a armatei și a populației civile, a faptului că tocmai aceștia au fost răul în cazul retragerii. Un fapt care, cu regret, trebuie să recunoaștem, a jucat un rol fatidic împotriva evreilor în anul 1941, când s-au întors armatele române. Ordinul, pentru că s-a decis retragerea și cedarea, așa, pentru că în istorie este cunoscut drept cedarea, a fost unul ca armatele să nu răspundă, să aibă loc o retragere a administrației, dar evident, anul 1940 este mult diferit față de anul 1944. Pentru că în 1944 era cunoscut deja ce înseamnă regimul sovietic. În al doilea rând, armata română a avut timp să se retragă. Mai mult decât atât, propaganda sovietică a lucrat în asemenea fel încât au fost și cei care au venit din România spre Basarabia, crezând că aici este într-un fel un anumit rai, îi va aștepta, ceea ce foarte curând s-a dovedit a fi o iluzie. Domnule Șcanu, ce atrocități a comis armata sovietică? Iată, în această scurtă perioadă de retragere a administrației și armatei române, dar și a românilor basarabeni care fugeau de urgia sovietică. Vedeți, imediat după ce România a acceptat evacuarea Basarabiei și a nordului Bucovinei, în Odessa a plecat o delegație română în frunte cu generalul Aldea, care trebuia să se întâlnească și se va întâlni cu o delegație sovietică în frunte cu generalul Kozlov, care să rezolve, așa se numea, Comisia pentru soluționarea problemelor apărute în legătură cu evacuarea Basarabiei și nordul Bucovinei. Și acolo trebuiau să se rezolve toate problemele care ar fi apărut în timpul evacuării, pe de o parte, a armatei române și a înaintării trupelor sovietice. A fost, până la urmă, semnată chiar și o convenție privind maniera de evacuare și înaintare a trupelor sovietice. Deci, convenția prevedea ca în niciun caz
trupele sovietice să nu iau contact direct cu trupele române. A fost chiar stabilită și o distanță, și anumită distanță de marș, de vreo 12-15 km între trupele de ariergardă românești și trupele de avangardă sovietice. Însă, trupele sovietice nu numai că au început forțarea Nistrului în dimineața, pe la ora 4, pe la 5 dimineața zilei 28 iunie, deși nota ultimativă prevedea ora 14, ora Moscovei, ora 14, deci ora 13, ora Bucureștiului. Dar au, într-adevăr, au comis un șir de atrocități. În primul rând, așa cum spunea și domnul Țicu, au fost instigate minoritățile naționale, mai ales de-a lungul traseilor prin care se evacuau unitățile românești. Apoi, acolo unde trupele române au fost înconjurate de către unitățile mobile ale armatei sovietice, ostașii români erau dezarmați, erau stânjenite trupele române la trecerile de la Prut, că de exemplu la Sculieni au ajuns la 30 iunie. Deci cu mult înainte de cele prevăzute în nota ultimativă. Pe urmă, era colectat, dar trupelor române nu li s-a permis să ia armamentul, muniția care era în dotarea acestora. Soldaților basarabeni, care erau încadrați în componența trupelor române, au fost scoși în fața unităților sau a trupelor române și li s-a ordonat să arunce armele și să plece acasă. Mulți basarabeni au plecat. Deci multe chestii de genul acesta. Unii ofițeri au fost arestați chiar. Până la urmă, vreo 44 au fost și unele pierderi din partea trupelor sovietice. Am citit eu undeva, îmi pare că la Mertihov, că armata sovietică până la urmă a pierdut 44 de ofițeri și soldați. Ce trebuie să mai spunem aici? Mulți funcționari români, de exemplu, care rămăseseră, ofițeri, subofițeri, nu au reușit să se deplaseze către vest odată cu trupa. Au fost imediat arestați și băgați la închisoare, au fost jefuiți în mare măsură. Li s-au luat banii, li s-au luat averile în cazul în care erau prinși pe drum. Asta în timp ce după 1918, după reunirea Basarabiei cu România, în Parlamentul României erau inclusiv deputați ruși. Deci, evrei, ca să fac această diferență crimeni, între comportamentul unora și altora. Dar spuneam că această zi de 28 iunie 1940 a fost un început de calvar pentru atât pentru românii din Basarabia, cât și pentru cei din Bucovina. De nord, vă propun să urmărim câteva secvențe din filmul documentar realizat de TVR Moldova, Catenul românesc de la Fântâna Albă. Vom urmări câteva mărturii ale oamenilor de acolo cu referință la anexarea care s-a produs acum 77 de ani. Vorbim despre un început de schimbări radicale și tragice pentru românii de la noi prin anexarea nordului Bucovinei de către Uniunea Sovietică. A fost un început și un tragism extraordinar pentru unii români, care, mulți dintre care s-au trezit în Uniunea Sovietică, s-au trezit sub o administrație rusească după o administrație austriacă. Oamenii erau deportați, erau schinjuiți. A început o perioadă foarte sângeroasă în istoria actualei regiuni Cernăuți. Care era ieșirea românilor? Românii nu mai puteau suporta. Și nu numai românii, dar chiar și ucrainenii băștinași nu puteau suporta acei fără de lege care a fost instaurată aici. Românii au căutat ieșire din situația aceasta ca să treacă frontiera în patria mamă. Românii din Bucovina de Nord doreau să-și reunească și familiile despărțite de granița nedreaptă fixată peste noapte de Stalin. Cei care nimereau în mâinile granicerilor sovietici erau condamnați, primeau câte 3 sau 5 ani de pușcărie. Mulți au trecut în patria mamă, însă mulți au nimerit în mâinile granicerilor sovietici și au fost întemnițați în lagărele staliniste de exterminare. Setea de libertate era atât de puternică încât teroarea semănată de sovietici nu-i mai putea opri pe românii din Bucovina de Nord să se refugieze în patria mamă. Aveau frică de sovietici, că îi deportează la Rusia, că aici erau gospodari, oameni.
aveau pământuri, păduri. Pământurile și alea au fost câștigate de părinți, din părinți în părinți, din copii, că au fost lucrat și au fost câștigate de oameni cinstit. Și au venit sovietici și au luat totul la colhoz și au distrus case. Era de ajuns o pâră mincinoasă a unui agent secret al NKVD-ului, ca omul să fie arestat, aruncat în beciurile fioroase, în cazimatele staliniste și deportat sau condamnat pentru fapte pe care nu le-a săvârșit. În 2011, Centrul de Cercetări Istorice și Culturale de la Cernăuți primește o scrisoare semnată de Ioan Popoiu din orașul Siret, actualul județ Suceava din România. Ioan Popoiu s-a interesat de soarta unchiului său, Toader Racu, dispărut fără urmă după venirea rușilor. Unchiul Toader Racu locuia în satul Fundul Herței. În anul 1940 îndeplinea funcția de guard fiscal în Plasa Herța și era administrator în Piața Târgului Herța. Avea o gospodărie frumoasă, deținea peste 7 hectare de teren agricol, un hectar și jumătate de pădure. După ocuparea Herței de rușii sovietici și stabilirea actualei granițe, a trecut noul hotar din Fundul Herței în Herța pentru a-și ridica niște cojoace date la cusut unui cojocar evreu din Herța. Se presupune că acel cojocar l-a denunțat la grănicerii ruși, care l-au arestat și, fără judecată, l-au omorât prin împușcare, împreună cu avocatul Popescu. Se presupune că unchiul Toader a fost considerat spion român. Răscolind prin arhive, istoricul Petru Griuer descoperă că Toader Racu a fost reținut de grănicerii sovietici pe 8 iulie 1940, iar peste un an este condamnat la 5 ani de închisoare, fiind acuzat de trecerea ilegală a unei frontiere ilegală și ea. Ulterior, de Toader Racu nu a mai auzit nimeni. A dispărut fără urmă. Iar Gheorghe Popescu, avocatul menționat în scrisoare, considerat element social primejdios, este deportat în Siberia pe 10 iunie 1941. Peste un an, în aprilie 1942, moare în regiunea Tumen, la mii de kilometri distanță de familie și pământul strămoșesc. Începând cu anul 1941, sunt scrise cu sânge pagini negre din istoria neamului românesc. Așadar, ocupația, de fapt, după acea dată tristă, 28 iunie 1940, românii din Bucovina au numerit în malaxorul sovietic. Domnule Șeșcanu, care au fost consecințele acelei ocupații sovietice? Da, vreau să spun că, cu referire la acest caz, că în iulie 40 nimeni nu știa ce este granița în Bucovina, nu? Pentru că a fost trasă linia roșie a lui Molotov cu creionul, care ocupa o suprafață, harta fiind de la o scară foarte mare, deci mică, suprafața de fapt se dorea fi foarte mare. Și deci granița, ce înseamnă granița? Trebuia să fie trasat o linie pe teren, nu pe hartă. Și problema aceasta nu va fi rezolvată niciodată până după război. Însă trupele sovietice înaintând au depășit și linia Molotov și acolo unde s-au oprit, ei considerau că acolo este granița. Deci, populația locală, cine știa unde este granița, plecau într-un sat în altul. Mai ales cu privire la Herța, pentru că Herța nici n-a făcut parte din Bucovina. Herța era o parte din vechiul regat. Dar când a fost trasă linia roșie, sub această linie a nimerit ținutul Herța, cu în total vreo 8 comune, vreo 14 localități. Și satele acestea s-au trezit, iată, dincolo de prevederile notei ultimative privind Basarabia și partea din nord a Bucovinei, iată și ținutul Herța a devenit teritoriu ocupat. Consecințele au fost dramatice. Vedeți, și partea din nord a Bucovinei și ținutul Herța, ca și Basarabia și în general tot spațiul acesta ocupat de Uniunea Sovietică de la Marea Baltică la Marea Neagră în 1940 va deveni de fapt zona de lipsă de loialitate. Rușii spuneau zona neblagonadiojnosti. Și în caz de război, pentru că rușii se pregăteau de un război de ofensivă, nu numai de apărare, da? Acest război, acest spațiu trebuia curățat de elementele neloiale statului sovietic. Nu era o invenție a bolșevicilor, așa au făcut și țariștii încă până la primul război mondial, apoi în primul război mondial și așa mai departe. Și iată toți în 1941 și polonezii
și finlandezii, și balticii, cele trei popoare, și românii basarabești din Bucovina, în mare parte, mai ales elementele cele mai active, populația mai activă, vor fi luate, arestate și deportate în cele mai îndepărtate locuri ale Uniunii Sovietice, în Siberia, de fapt, în Kazahstan și așa mai departe. Deci, acestea vor fi unele consecințe. Apoi, va merge sovietizarea propriu-zisă. Despre aceasta scriu și sovietici acum, istorici sovietici, când politica externă a Uniunii Sovietice, începând cu anul 39-40, deci se observă trei elemente fundamentale. Este vorba de intervenție, este vorba de anexare și este vorba de sovietizare. Ce înseamnă sovietizarea? Noi acum știm, aceasta e lichidarea proprietății private și colectivizarea agriculturii, așa și trecerea scrisului latin, de exemplu, pentru noi la grafia rusă, intimidarea, arestarea și marginalizarea intelectualității și multe, multe altele. Domnule Țăcu, mașinăria sovietică a început să lucreze la turații maxime după acea anexare. Care erau exact instrumentele pe care le utilizau sovieticii în pornirile lor diabolice de a ne distruge neamul, credința, conștiința românească? Eu cred că cel mai, să zicem, dramatic este ceea ce începe cu 11 noiembrie 1940, pentru că atunci vine directiva NKVD-ului privind necesitatea deportării masive a unei populații din această regiune, cifrată la 35.000, dintre care 19.000 propriu-zis din teritoriul actual al Republicii Moldova. Și alcătuirea acelui nomenclator de nouă categorii de oameni care intrau în aceste categorii de deportați. Este vorba despre primarii localităților, este vorba despre membrii partidelor politice, jandarmeria și poliția română, mari comercianți, proprietari de pământ și o categorie foarte interesantă care deseori scapă, este vorba de emigrația rusă, cei care au făcut parte din diferitele forme de rezistență albă din Rusia, albgardiști așa numiți, care au fost o categorie nu doar deportată, dar chiar asasinată în câteva procese spectaculoase împotriva unor grupări care erau vânați de Uniunea Sovietică. Și aici trebuie să spunem un lucru, pentru că noi gândim doar în termenii victimizării românești. Aici au intrat toate naționalitățile conlocuitoare. Eu am scris un editorial despre o altă găgăuzie, în care primari bulgari și găgăuzi, totalitatea lor din sudul Basarabiei, au fost duși în Ivdel Lag. Așa era un lagăr destinat primarilor în regiunea Sverdlovsk, majoritatea dintre care au murit în acest lagăr, pentru că răzbunarea regimului era cruntă din dorința de a șterge oricare memorie legată de perioada interbelică. Și a urmat, desigur, acest val masiv al deportărilor din 12-13 iunie, care a fost foarte bine pregătit comparativ cu cel din anul 49 și care a dus la o depopulare masivă pe fundalul unei frici care exista în societate. Pentru că noi vom vedea că în acest an au existat chiar execuții sumare. Deci 430 de oameni au fost executați sub diferite pretexte în această... Avem locuri ale execuțiilor care deja se știu în Chișinău unde se află. Aș mai vrea să atrag atenția la câteva chestiuni care sunt importante. În primul rând, la 2 august 1940 se crea Republica Soviet Socialistă Moldovenească printr-o fracturare a vechiului teritoriu al Basarabiei. Prin asta s-a dorit nu doar securizarea printr-o republică slavă a gurilor Dunării și accesul la Marea Neagră, dar se dorea pur și simplu anihilarea acestei entități istorice. Basarabia a încetat să existe odată cu, practic, noi ne tragem existența juridică din acest act al Sovietului Suprem de sesiunea 7-a din 2 august 1940, care a creat această republică. În rest, ce ar mai fi de spus, acest an a generat o traumă profundă în interiorul României. Calvarul retragerii și
Umilința armatei a determinat o reacție furibundă armatei române la momentul 22 iunie 1941, cu excese care au dus în mare parte la condamnarea României într-un fel în care eu cred că este nejustificat istoric. Toate lucrurile trebuie gândite și analizate într-un context complex și cu regret, aș vrea să spun acest lucru, datorită mai multor prevederi care există la nivel european și global, lucrul ăsta nu îl putem face. Bine, dar trebuie să recunoaștem că implicarea României în război la 22 iunie 1941 a fost una firească și logică. Era vorba de un război de reîntregire națională, de reîntregire a teritoriilor pe care cu un an înainte le furase, le luase cu forța Uniunea Sovietică. E și firească această decizie luată atunci de autoritățile române. Vedeți, în istoriografia din ultimii ani, în istoriografia românească, se consideră că ar fi fost considerat până acum un război de reîntregire dacă trupele române s-ar fi oprit la Nistru. Ar fi eliberat Basarabia și partea din nordul Bucovinei, așa cum era prevăzut în ordinul către armata lui Antonescu din 22 iunie 1941. Însă, mareșalul a considerat din anumite rațiuni militare, mai degrabă militare decât politice, că este de datoria sa, a armatei române, să lupte alături de Germania până la victoria deplină asupra bolșevismului în special. Nu atât asupra Rusiei sau asupra Uniunii Sovietice, care a cauzat României foarte mare pagube în anul 40-41 și care, așa cum spuneam, a luat teritorii mult peste prevederile chiar anotii ultimative. Ținutul Hirța, apoi gurile Dunării, insulele din gurile Dunării, dincolo de pierderile materiale, pentru că la Odessa, vă spuneam eu, comisia respectivă a funcționat vreo două luni, s-au dezbătut probleme foarte importante pentru România, era vorba de material de război rămas în teritoriile ocupate, era vorba de materialul de cale ferată, de trenuri întregi, vagoane, locomotive, apoi de materialul portuar, de diferite vase fluviale, care au fost luate de către ruși după ocuparea teritoriului. Deci România a suportat consecințe grave și sub aspect material, nu numai teritorial și moral. Dar, apropo, acea vară a fost una chiar una profund tragică, ținând cont de faptul că ulterior au urmat și alte rapturi teritoriale. Mă refer la Cadrilater, la o parte din nordul Transilvaniei. Deci era încolțită din toate părțile. Domnule Țăcu, dumneavoastră v-ați referit la deportările din Basarabia împreună cu domnul Șișcanu. Aș vrea să urmărim iarăși câteva secvențe ale martorilor acelor triste vremuri din Bucovina de Nord. Oamenii vor vorbi despre deportările, calvarul prin care au trecut și românii din Bucovina de Nord. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, din actuala regiune Cernăuți, au fost ridicate peste 20.000 de suflete și duse în Siberia, în stepele pustii ale Kazahstanului, în nisipurile Asiei Mijlocii, majoritatea cărora nu s-a întors. S-au stins din viață în neagra străinătate, departe de glia străbună, fără lumânare la căpătâi. Cine a plâns moartea lor? Cine i-a petrecut pe ultimul lor drum? Poate până astăzi sufletele lor rătăcesc prin taigaua siberiană, prin stepele nesfârșite ale Kazahstanului, prin tundrele înghețate ale nordului și nu-și pot găsi alinare. Ce mort a furisit! A
a fost pur și simplu o inițiativă de a lăsa poporul fără o elită intelectuală, fără cei mai curajoși oameni, că au plecat cu adevărat cei mai curajoși și cei mai cu inițiativă, cei care au rămas, se mai spune că au fost supuși unor mari tentative de înfricoșare. Se mai spune că, nu pot confirma acest lucru documentar, dar se mai spune din marturi că au fost puși într-o căruță câțiva decedați și plimbați cu carul prin tot satul, prin satele vecine, ca să vadă oamenii ce le așteaptă dacă vor încerca să spună nu acestui regim sau dacă vor încerca să spună că regimul românesc a fost unul mai bun. A fost un motiv ca să deporteze lumea. Și care vă scop? Și pe copii, în primul rând. Copii. Dice, ca prin exterminarea copiilor, distruge o națiune. Și iată, când întreau, eu trimit la mine acasă. Cum a fost? Când am dat în o gradă, ei mulți, mă, cu automate, noapte, și zeu, dacă eu mai țin minte că ceva. Spuneau, prima întrebare când am dat în casă, au spus așa, unde muieriți sunt copiii? Ilie Popescu a fost deportat în Kazahstan împreună cu mama și cei 7 frați. Totuși, bunul Dumnezeu le-a auzit ruga și i-a scos din iadul gulagurilor sovietice. Prin satele din nordul Bucovinei, Ilie Popescu a ridicat de-a lungul anilor 7 cruci memoriale cu sprijinul inclusiv al consulatului român de la Cernăuți. Pe cruci o mamă, cu un copil în brațe, jos de un giraș din bronz, cum se roagă, deci în memoria mamilor care s-au jertit salvând copii din gulagul, de la moarte din gulagul acela. Și am făcut aceasta nu numai pentru români, dar și pentru ucraineni și pentru ruși, care au trecut prin mașina asta, prin calvarul acesta. Părinții noștri totdeauna credeau că au să se întoarcă românii și ați și cu românii. Părinții au murit, rudele și românii nu s-au mai întors. Mama e inima mi-arsă, mama e inima mi-arsă. De când am plecat de acasă, de când am plecat de acasă. De ce, domnilor, după atâtea lucrări științifice prezentate, după toate aceste mărturii vii care există și până astăzi, inclusiv cele pe care le-am prezentat acum, unii, inclusiv din Republica Moldova, continuă să promoveze acele teorii de sorginte sovietică, moldoveniste, plămădite cu mult talent în laboratoarele Kremlinului, pentru că chiar astăzi unii la Chișinău au marcat, așa zis, eliberarea acestui teritoriu de sub o pretinsă ocupare românească. Cum luminăm mințile acestor oameni, domnule Țicu, domnule Șișcanu, când vor înțelege ei că una e țara, unul e sfatul țării? Nu există soluții în cazul acestei probleme, cel puțin până la momentul în care Republica Moldova va deveni parte a unui spațiu european românesc de gândire și de acțiune, pentru că în primul rând, anul 40 și mai ales după 44 au marcat o ruptură identitară fundamentală. Noi suntem la încrucișarea două civilizații care au modelat memoria colectivă în fel diferit. Actualul președinte a Partidului Socialiștilor este un produs al acestor inginerii sovietice în care s-a regăsit ca actor politic și ca reprezentant al unei memorii colective care a venit după anul 40-44, pentru că pe fundalul golirii acestui spațiu prin diferite metode s-a venit în mod sistemic și colonizând acest teritoriu cu alte elemente. Este un spațiu care este vizibil și în alte dimensiuni în care imperiile au construit, au demontat și au reconstruit identitățile. Prin urmare, nu vom avea un consens atâta timp cât nivelul de radicalizare politic este foarte vizibil. Și această
Problema este gravă cu atât mai mult cu cât trăim într-un spațiu încrucișat. Pe de o parte, școlile, universitățile predau limba și istoria românilor, față de care există o componentă sau anumite segmente sociale care sunt refractare, pentru că sunt depozitarele cu totul a unui alt mesaj. În afară de asta, în mare parte Republica Moldova după 91 a fost condusă de elitele neocomuniste, pentru care discursul moldovenist a fost unul de justificare a statalității. Pe de altă parte, pe fundalul absenței unei culturi istorice, în primul rând, dezvoltate, pentru că așa a fost soarta noastră timp de 50 de ani, a urmat și o perioadă de dificultăți economice, politice, sociale, culturale și așa mai departe, care a făcut ca loialitatea și încrederea față de statul Republica Moldova să fie foarte mică. Și perioada de aur, epoca de aur a perioadei sovietice, să devină una foarte atractivă. Iar revenirea comuniștilor în 2001 a însemnat, de fapt, reactivarea acestei mitologii de tip sovietic, care ne-a făcut să fim martorii neașteptat, așa. Poate perioada lui Voronin, dintr-un anumit punct de vedere, are o logică, dar total lipsită de logică este revenirea unui lider de factură neosovietică după anul 2009, când deja parcă intrasem într-un spațiu a integrării europene, care, apropo, este unul profund marcat de decomunizare și de sovietizare. Slavă Domnului, în Republica Moldova, deocamdată suflarea română, flacăra românească, conștiința românească este încă suficient de puternică, chiar astăzi în mai multe localități ale Republicii, dar și în Chișinău au avut loc acțiuni de comemorare a celor 77 de ani de la ocupația sovietică. Vă propun iarăși să urmărim foarte rapid un subiect realizat de colegii noștri, după care revenim. De dimineață, liberalii în frunte cu vicepreședintele partidului Valeriu Munteanu au depus flori la piatra comemorativă din Piața Mare a Adunării Naționale. Acest teritoriu a fost rupt de la trupul României și, din păcate, nici astăzi, peste 77 de ani, nu a revenit acolo unde trebuie să fie toți românii. Este o zi în care trebuie să amintim tuturor cetățenilor Republicii Moldova că locul nostru este într-o Românie mare. Ziua de 28 iunie 1940 este o tragedie pentru toți cetățenii care locuiesc între Prut și Nistru. Tragedia care a continuat deznaționalizarea, schimbarea mentalității. O oră mai târziu, membrii Partidului Unității Naționale au depus flori și au ținut un minut de reculegere la fostul sediu al NKVD-ului sovietic din Chișinău. În spatele acestor porți se află beciurile în care în perioada 28 iunie 1940-22 iunie 1941 sute de basarabeni au fost deținuți, torturați și executați de NKVD-ul sovietic. Timp de 50 de ani am fost sub ocupația regimului sovietic, iar asta a însemnat în Basarabia foamete, deportări, rusificare, deznaționalizare. Am fost victimele ocupației sovietice, ocupației comuniste rusești și trebuie să ne cunoaștem istoria. Astăzi am comemorat această dată printr-un moment de tăcere. Tăcerea este cea mai bună ofrandă, dacă doriți, memoriei noastre genetice și istorice. Ar fi fost bine să ne urmeze exemplul și președintele Dodon. Domnule Șișcanu, lupta pentru reîntregirea națională continuă. Mai avem 2 minute. Când vom reveni acasă? Este o întrebare la care este greu de răspuns. Când vor reveni? Dar sunteți optimist? Da, sunt optimist. Sunt optimist, însă eu sunt istoric și, cum să vă spun, sunt deprins să judec cu documentele pe masă, dar plecând de la acest optimism, trebuie să spunem că trebuie să rezolvăm niște probleme interne, să vedem cum soluționăm problema cu Transnistria. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în 1940, spunea domnul Țicu, când au fost alipite cele 6 raioane din stânga Nistru la cele 6 județe, s-a făcut cu un scop, cu o bătaie foarte lungă, de lungă durată. Că dacă vreodată, și acea dată suntem noi acum,
basarabeni vor dori să se reunească cu România, să fie, cum să spun, cuilul pe piele acolo, dincolo de Nistru, să spună, nu, domnule, tot cu Transnistria nu ne vom uni. Nu ne vom uni cu tot cu Transnistria. Trebuie să vedem ce facem cu această parte a Republicii foste, Sovieti Socialiste Moldovenești, dar acum a Republicii Moldova. Mai sunt și alte probleme care trebuie soluționate dincolo de... Nu cred că o Republică Moldova cum este ea astăzi, în condițiile acestea, este cam departe de unire. Domnule Țăcu, dumneavoastră vedeți acea luminiță la capătul tunelului? Va crește numărul celor care vor promova adevărata istorie a neamului românesc? Eu cred că, de fapt, se întâmplă un proces invers, în care Republica Moldova se depopulează, iar lucrul ăsta este foarte grav, pentru că condiția demografică nu va permite obținerea, pentru că până la urmă totul se rezolvă în câmpul politic. Dacă vom avea o clasă politică și partide politice prezente în Parlament, președinți de țară sau prim-ministri care vor avea în gând realizarea unui stat democratic, modern și european, atunci problema revenirii în spațiul românesc este una ca și rezolvată, pentru că intrarea în spațiul european în mod definitiv va rezolva problema identității. Imaginați că zona Prutului va fi una țesută de poduri, sectorul energetic va fi conectat la cel românesc, fluxurile financiare, economice vor veni de peste Prut în mod inevitabil, pentru că este statul cel mai direct conectat cu Republica Moldova la spațiul european, și eu cred că aici trebuie de insistat și de câștigat această bătălie de revigorarea spațiului a suflului și spiritului românesc, în primul rând în aceste improvizații de stat care este Republica Moldova, convingerea minorităților că avem un stat în care putem fi toți împreună partea unui spațiu de bunăstare europeană, și toate aceste lucruri în comun, această sinergie poate genera într-un viitor ca Republica Moldova să devină un stat românesc și european. Domnule Țăcu, domnule Șoșcanu, vă mulțumesc mult pentru această discuție. Vom mai reveni cu siguranță la acesta, dar și alte subiecte importante care vizează trecutul, dar și viitorul poporului român. Nicolae Iorga spunea că istoria își bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se. Prin urmare, domnilor, domnilor, haideți să citim și să promovăm adevărata istorie, de felul în care ne vom cunoaște trecutul, ne vom construi și viitorul. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere, toate bune. Vă dau întâlnire mâine seară la aceeași oră.